mai scris și înainte să apară articolul, inclusiv lui Gabi Cotoară, care mi-a distribuit articolul din AB Sport seara după ce a fost publicat și ne trimitea mesaje că n-ar fi mai bine să-i dăm dezlegarea ca să fim toți fericiți sau alte chestii, după ce el probabil a crezut că o bravat că a apărut articolul respectiv. Dar le-am recomandat și jucătorilor să nu mai iasă public pe Facebook, în principal, că acolo e spațiu în care fiecare luat de val comentează. Vorbesc și de mine, ca să înțeleagă lumea că nu-i critic numai pe alții, deci eu mi-asum și cred că așa ar trebui să facă fiecare, că e vorba de fotbal sau să stai, să mai treci odată prin filtru, să-ți faci analiza, autocritica și să-ți dai seama când ai scăpat boi de la căruță. Deci le-am recomandat, Marius a fost printre primii care o transmis și antrenorilor, să mai spună la un jucător, la... Și cred că în viitor, dacă e ceva de spus mai important, o să o facem, în opinia mea, cel mai bine, sau prin conferințe de presă, sau prin comunicate. Pentru că de multe ori am sesizat și acum chiar nu vreau să simțiți că fac vreo trimitere, că unii se deranjează dacă apare o informație mai repede în altă parte sau... Deci, din păcate, am constatat lucrurile astea, e opinia mea personală, nu e al lui Marius sau antrenorilor, și eu chiar am încercat. De multe ori se întâmplă că ai alte probleme administrative de reglat la jocuri oficiale, nu ai oameni suficienți sau nu sunt rezolvate toate problemele și nu poți să fii chiar așa de prompt cum ți-ai dori. Deci, vă rog să ne înțelegeți și pe noi, asta era ideea, că nu întotdeauna putem să fim de nota 10 sau măcar de 9. Suntem disponibili la orice dialog. Cred că avem destulă experiență și o atitudine corespunzătoare ca să stăm de vorbă, să abordăm orice subiect, să ne dăm cu părerea, dar într-un cadru cât mai regulamentar, din punctul nostru de vedere. Și cred că imaginea care vrem să o construim, normal că fără media nu poți să o faci. Chiar dacă noi încercăm și pe Facebook sau că suntem activi, eu, Marius, cu emblema noastră sau cu legenda vie Ovidiu Maier, care acum el tot zâmbește, dar asta e adevărul și oriunde mergem sau m-am întâlnit, de exemplu, cu Dorinel că a venit la meci, mai era cu un fost jucător, un fost portar de la Reșița și când i-a zis de Ovidiu Maier, imediat a zis, bă, ce mai face că mi-e dor de el? Deci Ovidiu Maier nu conștientizează Niclea și alții cine e Ovidiu Maier sau cine a fost. Deci degeaba, eu cred că trebuie să punem pe pereții aia și oricum nu cred că ar băga în seamă cine a fost Ovidiu Maier sau ce a făcut în fotbal românesc. Deci noi vorbim povești. Deci chiar nu... Deci eu mă cutremur câteodată când văd atâta indiferență sau atâta... Nu mă Ovidiu Maier și s-o incorporea și pe... Eu zic așa, deci vorbim de ceea ce vrem să facem în viitor și o să trecem și la latura de infrastructură. Deci chiar ne-am propus un proiect foarte ambițios. Sperăm ca în 2-3 ani să-l vedem împlinit. Și dacă o să întâmple, atunci știm că n-am trecut degeaba și la vârsta asta prin curtea stadionului Soda sau stadionul Dragoste, cum îi spunem noi. Deci dacă reușim să facem lucrurile astea, atunci înseamnă că ne-am îndeplinit menirea ca oameni de fotbal. Pentru că încerci de multe ori să faci, dar nu știi pentru cine. Dar măcar știi că un lucru zidit, construit, ăla rămâne pentru generații.